Dormitul suficient reprezintă un pilon esențial al sănătății, fiind cunoscut că acesta permite organismului să se regenereze și să se vindece. Deficitul de somn de calitate poate contribui la diverse probleme de sănătate, printre care hipertensiune arterială, bol de inimă și depresie. Cu toate acestea, mulți se confruntă adesea cu dificultăți în a atinge un somn odihnitor și de bună calitate, ceea ce poate duce la oboseală cronică și performanțe suboptime. Un aspect semnificativ al obținerii unui somn odihnitor constă în alegerea alimentelor potrivite înainte de culcare, un factor care poate contribui la facilitatea dormirii și menținerea somnului. Megan Dillon, nutriționist și asociat în nutriție Hello Fresh, a dezvăluit recent de ce nucile reprezintă o alegere de gustare excelentă înainte de culcare, oferind o combinație unică de crocan și beneficii nutriționale. Magneziul prezent în nuci joacă de asemenea un rol în transmiterea semnalelor către creier, calmând sistemul nervos și contribuie la producerea de melatonină, hormonul esențial pentru reglarea ciclului somn veche. Un deficit de magneziu este asociat cu niveluri scăzute de melatonină, în timp ce o cantitate adecvată de magneziu este asociată cu niveluri corespunzătoare de melatonină. Astfel, consumul de nuci și altor alimente bogate în magneziu, cum ar fi semințele de dovleac, arahide și caju, poate favoriza un somn sănătos. O altă caracteristică benefică a nucilor este conținutul lor semnificativ de acid graș omega-3. Proprietățile antiinflamatoare ale acizilor grași omega-3 pot reduce nivelul hormonului de stres, ceea ce poate perturba somnul REM, faza de somn asociată cu vise intense. În ciuda beneficiilor aduse de nuci în promovarea somnului, unele alimente pot avea efectul opus. Dilon avertizează împotriva consumului înainte de culcarea gustărilor care conțin tiramină, un aminoacid prezent în mod obișnuit în alimentele murate și fermentate precum varza murată. Totuși, este important să evităm alimentele care pot perturba turbă somnul, precum cele bogate în tiramină și cofeină, pentru a asigura o odihnă optimă și o stare de bine generală, relatează realitatea.net.